În urma promovării examenului de duhovnicie, 10 preoți de mir și un ieromonah din Arhiepiscopia Bucureștilor au primit astăzi hirotesia întru duhovnic. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în paraclisul istoric Sfântul Maremucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În cuvântul rostit la final, întâi stătătorul bisericii noastre a subliniat că duhovnicia este o lucrare apostolică, însă certificatul de duhovnic este valabil atât timp cât preotul se află în ascultare față de chiriarh și săvârșește această taină potrivit Sfintei Scripturi, canoanelor sinoadelor ecumenice și tradiției ortodoxe. Această slujire de părinte duhovnicesc implică, pe lângă multe cunoștințe teologice, biblice, liturgice, patristice și mult discernământ, simțul echilibrului și o maturitate spirituală capabilă să îndrume, să călăuzească pe credincioși în așa fel încât ei să se elibereze de patim și păcate și să crească în virtuți. Este vorba aici nu doar de o simplă iertare automată, mecanică a păcatelor, ci și de o îndrumare de curățire de păcate și de creștere în virtuți pe calea Sfințeniei. De aceea, slujirea aceasta necesită o formare continuă a duhovnicului, o lectură constantă pentru a cunoaște cât mai bine tradiția bisericii noastre. În același timp, necesită și o consfătuire cu alți duhovnici care au mai multă experiență. Părintele Patriarh a continuat precizând că preotul duhovnic trebuie să știe să evite extremele. Nu trebuie să fie nici prea aspru încât să-i conducă pe credincioși la disperare sau deznădejde și nici prea îngăduitor încât să dea impresia că e de acord cu orice manifestare, zicând că așa este timpul nostru. Deci el trebuie să evite și rigurozitatea extremă și laxismul sau îngăduința exagerată. Din acest punct de vedere, duhovnicul este un om înțelept și un om care înțelege cât poate să împlinească un credincios și ce vârstă duhovnicească are. Pentru că oamenii de aceeași vârstă biologică nu au totdeauna aceeași vârstă duhovnicească. Unii sunt mai maturi din punct de vedere duhovnicesc, alții mai puțin maturi. Și de aceea este nevoie de o cunoaștere personală. Nu se aplică toate regulile automat, mecanic. Ceea ce este important e ca să-l poate primi pe penitent, duhovnicul, ca și când Hristos îl primește. Să îi arate iubirea Tatălui Ceresc, lumina Evangheliei lui Hristos și puterea rugăciunii care vine din lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Deci, în taina Sfintei Spovedanii, în Ortodoxie, se întâlnește modul cel mai sensibil, harul Preasfântului Duh, care împărtășește celor ce se pocăiesc iubirea Preasfintei Treimi. La final, clericii hirotesiți astăzi au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un molit felnic, o cruce de binecuvântare și certificatul de hirotesie întru duhovnic.